Reabilitarea Piaței Victoriei din Timișoara este unul dintre cele mai complexe proiecte pe care le derulează primăria. Proiectarea a început, dar va dura destul de mult și va stabili în detaliu cum va arăta piața. Ce știm este că unele zone vor deveni pietonale, se va crea o legătură între catedrală și Opera Națională, se vor păstra statuile și ceasul, simboluri pentru toți timișorenii. Valoarea proiectării este de 7 milioane de lei și contractul a fost atribuit în urma unui concurs internațional de soluții. Reabilitarea pieței Victoriei a început, dar cu proiectarea va fi un proces de durată. Prima etapă este de a face și cercetare arheologică proiectarea va dura mult, vreau din start să setez așteptările corect, pentru că este un proiect foarte complex, într-un țesut istoric extrem de complicat, cu foarte multă istorie, cu foarte multe straturi. Vom începe probabil anul acesta primele eșantioane arheologice ca să vedem exact ce este în subteran. Vom începe să planificăm locurile de, de rețele. Va fi un proces foarte lung parte de proiectare și mai este parte de avize. Eu mă aștept undeva la 2-3 ani de zile, perioada în care toate avizele să ne vină și să ajungem la, la o de construcție. Autoritățile își doresc să unească piațeta din fața catedralei cu cea din fața Operei Naționale printr-un spațiu pietonal. Încă nu se știe dacă se va menține bulevardul sau cât vor mai avea acces mașinile. Piața, așa cum o știm ea astăzi, va rămâne în mare parte cum este, se vor schimba suprafețele, adică textura, tipul de materiale, cu siguranță tot ce este în subteran va fi înlocuit, toată gospodăria subterană. Zonele verzi din mijloc vor fi cele păstrate, nu sub forma în care sunt astăzi, reinterpretate într-un mod modern, dar vor exista în continuare. În schimb, străzile din jurul pieței se vor schimba, zona parcării care, pe care o avem astăzi acolo va deveni o piațetă publică, zona din jurul castelului se va schimba, de asemenea, piațetele din jurul centrului vor fi cele regândite și un lucru extrem de important, vom vrea să facem această conexiune simbolică între operă și catedrală, conectând cele două piețe. Statuile din inima Timișoarei vor rămâne pe amplasamentele actuale, cum ar fi Lupoaica cu pui. Ceasul va trece printr-o transformare, dar va reveni în poziția inițială. Urmele de gloanțe de pe clădirile din piață din timpul Revoluției din 1989 nu vor dispărea nici ele. Anul trecut, sau acum doi ani, Consiliul Local USR, Răzvan Ighișanu, a și făcut un HCL prin care a propus ca că să instituim obligativitate pentru toți uh, cei care își reabilitează fațadele în piața operei, să fie obligați să păstreze urmele de gloanțe de pe fațadele lor și sunt câteva atât pe blocurile, cu 70, cât și pe Palatul Lofer. Ele vor fi păstrate cu siguranță și noi ne vom asigura prin avizele și prin uh, supervizarea pe care primăria o face pe orice lucrare de acest gen, că acele urme vor fi păstrate. Contractul pentru serviciile de proiectare a fost atribuit recent la valoarea de 7 milioane de lei. În document sunt stipulate 20 de luni pentru această etapă și alte 30 de luni pentru asistența tehnică pe durata execuției. Firma a câștigat acest contract în urma unui concurs internațional organizat alături de Ordinul Arhitecților din România. Piața Victoriei nu a avut parte în ultimele trei decenii decât de intervenții mici, reparații sau amenajări minore.